Bună seara! Vă salut la o discuție publică organizată pe subiectul votului prin internet și a ultimelor evoluții pe marginea implementării votului prin internet în Republica Moldova, în special pe parcursul acestui an. Eu mă numesc Mihai Mugâdea, sunt director adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Și astăzi, alături de colegii mei, Victor Guzun, expert politici de digitalizare în cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene, și Dan Nicorici, expert de guvernare la Centrul de Politici și Reforme, vom discuta despre ce am reușit noi, ca reprezentanți ai societății civile, să facem în această perioadă de 12 luni pe dimensiunea implementării votului prin internet și ce au reușit să facă și autoritățile pentru a avansa planul de acțiuni pentru implementarea votului prin internet. Prin discuția de astăzi ne propunem de fapt să aducem mai multă lumină asupra acestor activități care au avut loc în acest an, despre care s-a discutat mai mult sau mai puțin, și să explicăm totodată, pe înțelesul tuturor, toate aspectele conexe implementării votului prin internet, etapele care au fost parcurse deja până acest moment în Republica Moldova și care ar trebui să fie parcurse în perioada următoare ca votul prin internet să devină o realitate. Dar, totodată, să utilizăm această ocazie pentru a demitiza unele supoziții, interpretări eronate care există cu privire la votul prin internet și care au fost promovate pe parcursul ultimelor ani în Republica Moldova, de către politicieni, unii blogeri, lideri de opinie, cu bună sau cu rea intenție, pentru a încerca să nege importanța acestui instrument de vot alternativ. Acestea fiind spuse, ultimul lucru pe care aș dori să-l menționez este că această discuție publică este organizată în cadrul proiectului Riscuri și oportunități către o mai bună înțelegere a votului prin internet în Republica Moldova, proiect implementat cu suportul Uniunii Europene, și noi astăzi beneficiem inclusiv de suportul Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte, o platformă formată din 35 de organizații din Republica Moldova active pe domeniul electoral și care pe parcursul ultimilor ani a constituit una din platformele active pentru susținerea și promovarea votului prin internet în țara noastră. Totodată este menționat aici că acum un an de zile am încercat să promovăm subiectul votului prin internet la acea etapă prin semnarea unui document comun care includea o serie de pași care trebuie întreprinși pentru implementarea votului prin internet. Iar acel document a fost semnat la acea perioadă de către un număr de 13 organizații din Republica Moldova, partea Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. Eu zic să trecem propriu-zis la discuția noastră privind aceste subiecte pe care le-am menționat. Și o să vă invit ca pe parcursul discuției să ne adresați întrebări, să veniți cu comentarii, să încercați să fiți cât mai activi, pentru că practic ne propunem să avem un dialog, în special cu cei care ne urmăresc, pentru că până la urmă votul prin internet este despre oameni, pentru oameni și dorește să îmbunătățească capacitatea și oportunitățile de care dispun cetățenii noștri atât din țară cât și din diasporă. Suntem live pe pagina privesc.eu, în grupul Adoptă un Vot, care practic este cel mai mare grup online și reunește cetățenii moldoveni din diasporă, și pe pagina Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. Întrebările voastre le puteți lăsa în comentarii pe oricare dintre aceste pagini și noi le vom prelua pentru a fi adresate colegilor mei participați la această discuție. Victor, o să încep cu tine și aș dori
Ca la această primă parte introductivă de 20-25 de minute, să încercăm să explicăm câteva aspecte cheie pe marginea avutului prin internet. Și prima mea întrebare ține de etapele care sunt necesare pentru implementarea avutului prin internet, pentru că procesul în sine este unul destul de complex, nu este ușor, sunt implicați mai mulți actori și cu siguranță lucrurile nu se pot întâmpla rapid. Este necesară o perioadă mai lungă de timp. Iată de aici vreau să pornim și să explicăm celor care ne urmăresc care sunt aceste etape și la ce etapă se află Republica Moldova în acest moment. Te rog. Da, Mihai, mersi tare mult. În primul rând, nu știu, felicitări, colegi, că păstrăm acest format de discuții pe parcursul unui an întreg, non-stop, practic. Și eu cred că astfel de discuții sunt super importante pentru a explica toate aceste elemente conexe votul online. Nu este un proces simplu, este un proces complex. O să încerc cumva să explic câteva elemente conexe. Dar sunt inevitabile dacă dorim să implementăm un vot fiabil, un vot care să fie funcțional, sigur, și care să fie utilizat, pentru că până la urmă, dacă el nu corespunde la acel element care ne-a spus numai aici, probabil că noi riscăm să avem o soluție care nu va fi utilizată sau o soluție dezvoltată care nu va răspunde rigorilor de securitate sau în care nu vor avea încredere sau va fi permanent auditat și niciodată nu va fi utilizat și așa mai departe. Câteva elemente conexe super importante. Deci, în primul rând, pentru implementarea votului online este nevoie de o decizie legală despre admisibilitatea votului la distanță într-un spațiu necontrolat. Pentru că votul online, prin definiție, este un vot într-un spațiu necontrolat. Deci, ideea că noi, astăzi, în Republica Moldova, votăm doar în spații controlate, adică sau în secția de votare, sau votăm acasă, dar oricum vin funcționarii electorali și ne dau acea urnă mobilă în care votăm. Deci, este un spațiu controlat. Votul online, a priori, este un spațiu necontrolat. După ce, într-un fel sau altul, este acceptată această idee, și eu vreau să vă spun că noi nu avem o decizie legală în acest moment pe această dimensiune, deci după ce această decizie este luată, este nevoie de a face o mică analiză, de a vedea care dintre metodele de vot alternativ, pentru că noi vorbim de fapt de metode de vot alternativ și votul online este unul dintre metode, are capacitatea sau posibilitatea de a fi implementat. Ce e asta? Sau votul prin poștă la distanță, cum s-a votat în România. Sau votul online prin internet, cum spunem noi, și votul lui prin internet, și el poate fi de diferite tipuri. De exemplu, poate fi doar într-o singură direcție, când noi ne trimit niște coduri prin poștă și noi trimitem eventual opțiunea noastră de vot, sau poate fi bidirecțional, sau poate să aibă la bază, nu știu, semnătura digitală, care de fapt este specificată în conceptul de vot online, dezvoltat de CEC, din grupul internațional, către guvern și către Parlament în acest moment. Deci vreau să vă spun că în acest moment, CEC, împreună cu grupul interinstituțional, a dezvoltat un concept de vot prin internet, care a fost trimis către guvern și Parlament, dar, din nefericire, noi nu știm care este soarta acestui document în guvern și în Parlament. Deci, într-un fel sau altul, noi am grăbit un pic aceste lucruri. Deci, după aceste două elemente super importante, este nevoie de cât mai multe dezbateri publice în Parlament pentru a vedea care, de fapt, sunt acele, e nevoie sau nu, care selectăm din opțiunile de vot alternativ, pentru că noi, a priori, vorbim de metode de vot alternativ. Deci ceea ce înseamnă vot în alt spațiu decât cel obișnuit și, a priori, toate metodele de vot alternativ sunt vot în avans. Și concept specific exact același lucru, că se va vota probabil 3 zile, conform conceptului, în săptămâna înaintea zilei alegerilor și are câteva elemente conexe. Deci se va vota de câte ori vrei, doar ultima opțiune de vot va fi valabilă, va fi o perioadă neutră între ziua votului și zilele alegerilor. Dacă nu va lucra funcțional, va fi sistemul, atunci se va putea, într-un fel sau altul, chema votanții electronici să voteze în buletinele de vot, cu buletinele de vot obișnuite. Dacă votezi în ziua alegerilor, atunci votul tău online devine unul nul și așa mai departe. Sunt o serie de elemente care, într-un fel sau altul, asigură sistemul de vot drept unul sigur și eficient. După care, următorul pas, și noi cumva suntem aici, dar cumva am sărit peste câțiva pași, tare sper
că acești pași care am numit numai ce vor fi luați în considerare cât mai rapid posibil și puși pe agenda publică a Parlamentului, Guvernului, dezbateri parlamentare cât mai largi, pentru că vreau să menționez foarte important un element, tot ce înseamnă organizarea votului, tot ce înseamnă organizarea legilor, este a priori un element apolitic. Și el nu trebuie să comporte un element sau un discurs politic, pentru că el de fapt soluționează o problemă sistemică a cetățenilor care eventual ne urmăresc în grupul Adoptă un Vot. Noi nu avem suficiente mecanisme de vot în diaspora. Și după asta, ultimele elemente, după ce se dezvoltă soluția tehnică, dar iarăși trebuie să fie decizia politică corespunzătoare, inclusiv acele amendamente la codul electoral. Reamintesc că pachetul de amendamente electorale nu face nici o atribuire sau niciun element specific despre votul online, ci sunt alte mecanisme conexe. Deci noi cumva am rămas în urmă pe această dimensiune. După ce se dezvoltă sistemul, el trebuie auditat de o manieră foarte serioasă de către instituțiile statului, dar și organisme internaționale pentru a balansa între diversi actori care sunt implicați în acest proces. Trebuie testată această soluție de vot online în alegeri care nu au efect juridic, pot fi referendumuri fără efect juridic, pot fi alegeri paralele. Vorbeam cu secretarul Comisiei Electorale Centrale acum 2 săptămâni și din câte am înțeles, această soluție are potențialul de a fi testată fără efecte juridice în toamna anului viitor și după care să fie implementată la alegeri acolo unde este necesar mai mult. Unde e necesar cel mai mult? În diaspora, ceea ce înseamnă în alegerile parlamentare și în alegerile prezidențiale. Mă opresc aici și voi fi gata să răspund la întrebările conexe, pentru că sunt foarte multe elemente. Over. Nu te auzi, Mihai. Scuze, mersi foarte mult, Victor, pentru această introducere. Zic eu, destul de scurtă, dar o prefisivă ca să acoperim cele mai importante etape, cele mai importante elemente ale procesului. Acum o să îi ofer cuvântul lui Dan ca să ne explice pe scurt ce am reușit noi alături de colegii noștri, fie că vin ei din rândul autorităților publice, dar și societatea civilă, să întreprindem în această perioadă de un an de zile, începând cu luna ianuarie acestui an și principalele acțiuni care au avut loc legate de implementarea votului pe internet, fie că vorbim despre activitatea organelor electorale, dar și la nivelul Parlamentului, la nivelul instituțiilor publice reprezentative, ca să le numim așa. Și o să te rog, Dan, să punctezi etapizat sau cronologic cumva toate lucrurile așa cum au avut ele loc pentru a înțelege, de fapt, logica procesului și la ce punct suntem în prezent. Te rog. Da, mersi. Dacă ceva îmi scapă, vă rog să adăugați voi. Da, eu vă povestesc etapele pe care noi le-am trecut, că aproape la începutul anului ăsta și cum am ajuns până aici. Am început noi cu un grup de lucru pe lângă CEC să elaborăm conceptul privind votul electronic. Atunci am discutat ce fac alte țări, care au fost momentele pozitive ale altor țări, care au fost momentele negative. Am consultat mai multe materiale, am consultat toate instituțiile publice care trebuie să fie implicate, antrenate în acest proces, cum ar fi SIS, Agenția de Guvernare Electronică, Serviciul pentru Tehnologie Informației și Securitate Cibernetică și Agenția de Servicii Publice, Ministerul Justiției, Ministerul Justiției, ne-a ajutat să vedem partea legală, dacă este constituțional votul pe internet sau nu. Da, în acel grup, pe lângă asta, eram și noi reprezentând societatea civilă. Noi am elaborat acest concept, am preluat cumva modelul estonian al alegerilor și l-am adaptat la realitățile noastre și la
tehnologia noastră și la posibilitățile noastre pe care le avem. Am elaborat acest concept în primăvară, vară, după care l-am dezbătut împreună cu cetățenii, împreună cu am fost la mai multe emisiuni, am discutat, oamenii s-au dat tare interesați, la fel ca și cred că alte subiecte publice s-au împărțit, s-a dispus în două tabere, unii susțineau foarte tare, alții erau puțin sceptici, sarcina noastră să convingem oamenii mai sceptici că votul prin internet va fi benefic pentru ei. Acest concept pe care l-am elaborat este doar un document cadru care presupune ce fel de pași trebuie să îndeplinim mai departe, cum va avea loc procesul de vot. El presupune, probabil ați mai auzit despre ce modificări trebuie făcute, el presupune câte zile va dura procesul de vot, el presupune că votul prin internet va rămâne în același timp ca și votul pe hârtie. El presupune cum vom face procurările pe sisteme, ce fel de sisteme vom folosi până la cât timp se vor păstra rezultatele alegerilor. Și despre da, după asta, după ce am fost consultat cu oamenii, check l-a aprobat într-o ședință. Și noi am și guvernul a alocat pentru acest proiect 8 milioane de lei, din câte eu știu, și acum ne aflăm și ca să-l testăm, să-l pilotăm. Acum ne aflăm la etapa lucrului cu CEG și cu mai mulți experți, inclusiv din Estonia, inclusiv experți naționali, să scriem creatul de sarcini pentru acest concept. Pentru că noi am elaborat un concept care reprezintă viziunile generale și un fel de obiective și unde vrem să ajungem cu el. Acum trebuie să elaborăm creatul de sarcini și noi suntem la etapă că am ales compania și persoanele care să facă acest creat de sarcini și lucrăm împreună cu ei ca să-l definitivăm. Partea bună este că totul merge înainte, noi mergem să atingem obiectivele, însă avem puțin timp și noi sperăm foarte tare să ne încadrăm în acest timp ca să elaborăm acest creat de sarcini, în baza care deja va fi elaborat și testat votul electronic. Și cum a spus Victor, vom încerca să-l testăm fără valoare juridică și după asta să putem să-l implementăm chiar în alegeri reale. Da, sper că am atins toate subiectele. Dacă ceva nu am atins, vă rog, colegi, să adăugați. Mersi, pare mult, da? Deci, într-adevăr, practic, noi suntem la una din etapele incipiente, deși, așa cum a menționat și Victor anterior, câteva lucruri s-au făcut și lucruri destul de importante, de fapt, dar totuși, ca să concluzionez, aspectul care lipsește din toată această ecuație este votul la nivel politic sau votul de încredere la nivel politic pentru ca modificările legislative necesare la codul electoral să intre în vigoare și ca aceste modificări de natură juridică să poată fi transpuse prin procesul de testare, pilotare și ulterior implementare în viață pentru alegerile naționale viitoare, atât în Republica Moldova cât și în diaspora. Deci discutăm despre un vot care vine cu oportunități atât pentru cetățenii din țară cât și cei din afara țării, nu este doar pentru un grup sau altul. Acum, colegi, ceea ce o să încercăm să facem mai departe este să ne uităm un pic și la criticile care sunt aduse votului prin internet. Unele dintre ele sunt fondate, este și normal să existe păreri pro și contra. De fapt, ăsta și este scopul discuției noastre, să naștem o dezbatere și să înțelegem mai bine care sunt părerile celor care ne urmăresc, care sunt viziunile celor care până la urmă
ar putea fi beneficiarii acestui vot. Și vrea să ne uităm un pic și la criticile care sunt aduse, să înțelegem și aceste aspecte. Sunt o serie de mituri care au fost promovate despre votul prin internet de către diferiți actori, așa cum am menționat și la început. Mituri care cumva vin ca să argumenteze aceste frici, ca să argumenteze aceste supoziții că lucrurile nu ar putea să meargă neapărat pe un drum corect dacă votul prin internet va fi implementat, că sunt mai multe probleme, că Republica Moldova nu este pregătită, că vor beneficia de acest vot doar un anumit grup de cetățeni, că, virgulă, costurile pentru implementarea votului prin internet sunt enorme, că nu sunt justificate și așa mai departe. Și o să rog pe Victor să ne facă o scurtă analiză la cele mai importante, poate 5 mituri care au fost promovate în ultimii ani despre votul prin internet, mituri de fapt pe care noi le-am identificat și le-am explicat și într-un video care va apărea în următoarea săptămână, dar ca să facem un să facem cumva o introducere în acest subiect, o să rog pe Victor să ne explice mai bine care sunt miturile pe care le auzim cel mai des și de ce acele mituri nu sunt fundamentate pe realitate și care este realitatea de fapt. Te rog, Victor. Da, mulțumesc, Mihai. Haideți să luăm așa pe rând. Eu n-aș spune că sunt probleme, sunt provocări și n-aș spune că sunt mituri propriu-zise, ci sunt persoane care nu sunt informate până la urmă. Pentru că practica noastră în acești ani, să zic eu, a arătat că dacă noi vorbim cu oameni, îi explicăm care sunt acele mecanisme de funcționare ale votului online. Dăm exemple, ascultăm și iarăși răspundem la întrebări. De fapt, aceste așa numite mituri devin tot mai puțin și mai puțin credibile. Să le luăm așa pe rând. În primul rând, cel mai răspândit mit este că votul online nu este sigur. Și, de fapt, practica arată că, de fapt, din toate modalitățile de vot alternativ sau vote la distanță, și aceasta este, de fapt, o idee comună a experților internaționali, votul online este cea mai sigură modalitate de a vota. Pentru că, de exemplu, dacă votăm prin poștă, acolo sunt limitările sale. Sunt implicați în votul prin poștă, sunt implicați multe, multe instituții, instituții poștale, plicuri, plicul al doilea, nu încape în cutia poștală, a întârziat poștașul, n-a fost acasă cetățeanul și așa mai departe. Uitați-vă că în spațiul online acest lucru nu poate avea loc. Informația și toate aceste elemente, care de fapt votul online este o copie a votului prin poștă, dar în format electronic, acea schemă de plicuri, da, dar are loc instantaneu, pentru că noi de fapt suntem în secolul 21 și nu în secolul 19, când poșta era de fapt catalizatorul mișcării sau circulației informației. Noi acum circulă toată informația prin aceste telefoane care le avem. Și uitați-vă mai departe ce a spus și domnul secretar al CEC-ului. Noi deja practic toate elementele conexe organizării votului în Republica Moldova sunt deja utilizate cu folosirea acestor instrumente digitale. Amintiți-vă că dumneavoastră mergeți în secție de votare deja de ani buni de zile și vă identifică cei doi oameni cu calculatoarele. De fapt, identificarea are loc de natură, se extrage din registrul votanților persoana dumneavoastră în baza codului și se identifică a intrat sau nu a intrat în secția de votare. De fapt, ai votat sau nu ai votat. Pentru că dacă ai intrat într-o secție de votare a doua oară și te-ai identificat sistemul, nu îți permite. Deja această identificare se face online. Mai departe, circulația acestor rezultate ale votului are loc în regim automat, pentru că da, se numără în manual aceste voturi în secția de votare, dar ce probabil iarăși este un mit, nu se cunoaște, este că acel buletin care este semnat și care se încleie la intrarea în secția de vot, de fapt este dat acelor persoane, acelor doi operatori de la intrare, care introduc în baza de date, care se transmite imediat la Comisia Electorală Centrală și de acolo noi cunoaștem care sunt rezultatele votării. Tot aici trebuie de menționat că și această calculare
a buletinilor de vot. Rezultatul este făcut tot în regim automat și ele sunt publice. Noi, de fapt, vedem interfața fizică tot prin online. Acum puteți să deschideți oricare secție de vot la care ați votat dumneavoastră și o să vedeți că acel formular este în format digital acolo. Deci este sigur votul online. Mecanismele care sunt presupuse în acest concept sunt foarte sigure, care de fapt nu permite interferența din afară. Vă reamintesc doar că în Estonia, care se votează de 17 ani online, de 17 ani deja, nu a fost compromis niciodată niciun vot sau opțiune de vot. Mai departe, un alt mit este că aceasta este foarte scump cumva. De fapt, este un mit absolut nefundamental, pentru că toate măsurările din Estonia, dar și alte țări care votează online, arată că votul online, de fapt, este cea mai ieftină opțiune de vot. Și vă amintesc că noi, în alegerile noastre, la diverse alegeri, pentru că în alegerile, de exemplu, parlamentare și prezidențiale, noi cheltuim mai mulți bani, dar noi cheltuim în jur de 100 de milioane de euro. Imaginați-vă această sumă repetată și multiplicată la fiecare scrutin electoral. Deci sumele sunt enorme. Dar fiți atenți că noi nu am calculat care sunt sumele cetățenilor Republicii Moldova care le cheltuie pentru a se deplasa la aceste secții de vot, mai ales în diaspora, unde sunt nevoiți cetățenii să circule sute sau mii de kilometri. Eu știu foarte multe exemple, chiar am întrebat mulți oameni din diaspora despre acest lucru. Deci dacă să cumulăm toate aceste costuri împreună, votul prin hârtie este mult, mult, mult mai scump decât votul online. De fapt, calculele arată că în Estonia un vot online este în jur de 2 euro prețul și cel mai scump opțiune de vot este de aproape 10 ori mai scump. O alt mit este că vor vota doar tinerii. Cumva oamenii vor fi excluși în vârstă, vor fi excluși în această ecuație, ce iarăși nu este adevărat. Pentru că noi, dacă vom construi în Republica Moldova, și eu tare sper că așa va fi această soluție, de o manieră simplă, intuitivă și ușor de utilizat pentru oricare cetățeni, o să vedeți exact așa cum s-a întâmplat și cu lemne.md și cu compensații gov.md, unde avem un număr record de oameni în vârstă care au aplicat online. O să vedeți că rata de utilizare a soluției digitale pe vot va fi foarte mare. Și iarăși, dacă vorbim de Estonia, cel mai rapid și cea mai, de fapt, evaluată această vot online este de oamenii în vârstă, pentru că ei, într-un fel, nu trebuie să piardă foarte mult timp, ei poate că nu se află în cea mai bună stare a sănătății, dar încă o dată, ce ai spus, Mihai, super important de menționat, votul online nu este doar pentru diaspora. Și mai mult decât atât, nu vă temeți de vot online pentru că nimeni nu vă forțează să votați online. Dar cei care nu au opțiunea corespunzătoare de a merge în ziua alegerilor lângă secția de vot de lângă casa lor, trebuie să aibă o opțiune de vot sigură. Poate un alt element care ține de acest vot online este despre semnătura digitală, cum noi interacționăm. Și aici, într-adevăr, este o problemă. Mihai, trebuie să menționez acest lucru. Deci noi, acolo unde avem problema cea mai mare, în diaspora, din nefericire avem o rată de penetrare cu mecanisme de semnătură digitală foarte mică, care tinde spre zero. Da? Deci noi nu avem încă suficiente mecanisme de autentificare digitală. De ce este important acest lucru și trebuie să menționez numai decât? Este că sistemul de vot care se presupune al implementa în Republica Moldova este bazat exclusiv pe mecanisme de autentificare și semnătură digitală absolut sigure, autentificate de către Republica Moldova. Noi nu vorbim despre, nu știu, cod trimis prin telefon sau SMS sau prin poștă. Noi vorbim de certificate de siguranță maximă care nu sunt folosite deja în Republica Moldova și nu au fost penetrate practic niciodată. Și aici vine și Republica Moldova cu o soluție. Din câte eu sunt informat, foarte curând, în termen de câteva săptămâni, deja va fi lansată acea nouă aplicație revoluționară care ne numim MobiSign, care va fi de fapt certificatul sau cheia digitală, inclusiv pentru vot online, în telefonul dumneavoastră. Deci, ca să concluzionez, există multe mituri, există multe întrebări și este foarte bine că există aceste întrebări. E de obligația instituțiilor statului, fie ea CEC sau SIS sau STISC sau Agenția de Guvernare Electronică sau CEI, care vor dezvolta soluția să răspundă la aceste întrebări. Și vă asigur că dacă se vor găsi răspunsuri, va fi o companie sau o campanie clară de comunicare pe acest domeniu, vor exista mai puțini oameni care vor pune sub semnul întrebării credibilitatea sistemului de vot online. Nu vă temeți de viitor, noi deja suntem acolo,
Noi deja facem toate operațiunile financiare online. Da, 20 de ani în urmă probabil și eu aveam niște fobii, dar uitați-vă că nimic nu se întâmplă, ele sunt absolut sigure. Sistemul bancar ne învață de fapt că tranzacțiile online sunt foarte și foarte sigure. Vă mulțumesc! Mersi mult, Victor. O să continui cu ultima parte pe care ai menționat-o, că instituțiile publice ar trebui să asigure aceste acțiuni de comunicare, de promovare, de explicare a tuturor particularităților votului prin internet, pentru că vrem noi sau nu vrem, da, este important ca noi să explicăm aceste lucruri, ca noi să comunicăm despre ele, dar acest mesaj ar avea și mai multă credibilitate și mai multă vizibilitate dacă el ar veni din rândul instituțiilor publice, din rândul funcționarilor care sunt responsabili de acest proces, dar și a politicienilor care se bucură de încrederea votanților care până la urmă au primit un vot de încredere pentru ca să lucreze în interesul și în beneficiul cetățenilor noștri. Cu această ultimă parte aș dori să continuăm discuția și o să rog pe Dan să ne explice ce au reușit să facă autoritățile și Parlamentul în această perioadă. Zic Parlamentul pentru că până la urmă, așa cum spunea și mai devreme, pentru ca votul prin internet să devină realitate, pentru ca această opțiune de vot alternativ să fie la îndemână pentru toți votanții la următoarele alegeri, este nevoie ca Parlamentul să voteze modificările la codul electoral și legislația conexă care să ofere această metodă alternativă de vot pentru toți cetățenii Republicii Moldova. O să rog pe Dan să ne zică ce au făcut autoritățile și ce încă nu au făcut, ce ar trebui să facă în următoarea perioadă, pentru că vrem noi sau nu vrem, avem la îndemână o perioadă destul de scurtă de timp între ciclurile electorale, de fapt, chiar dacă avem sau am avut la dispoziție 3 ani și jumătate între vara lui 2021, ultimele alegeri parlamentare și alegerile prezidențiale care vor avea loc în noiembrie-decembrie 2024, cel mai probabil. Am avut la dispoziție 3 ani și jumătate, un an și jumătate practic s-a scurs și cu pași destul de rapid vom intra într-un an electoral în mai puțin de 12 luni. Cât timp mai avem la dispoziție și ce trebuie să facem mai departe? O să rog să ne răspundă Dan la această întrebare. Da, mersi. Răspunsul scurt este Parlamentul încă se gândește. Răspunsul lung este că, de fapt, instituțiile cu care lucrăm în aceste două grupuri de lucru, de fapt, au demonstrat o foarte bună implicare și colaborare între noi și între ele. Noi lucrăm foarte strâns cu CEC depune foarte, foarte mari, împreună cu agențiile guvernele electronică și împreună cu alte organizații, alte instituții, să consultăm diferiți experți în asta, inclusiv experți care au făcut asta deja în alte țări, să lucrăm cu compania care, adică cu consultanții care scriu caietul de sarcini și fiecare instituție aduce aportul său foarte semnificativ în acest proces, de la STISC care vine cu informații foarte eficiente despre tipurile de criptare și a datelor și ne ajută foarte mult cu securitatea cibernetică, până la agenția de guvernament electronică care ne ajută foarte mult cu gestionarea sistemelor electronice și CEC care ajută foarte mult cu cum să implementăm acest sistem în ecosistemul de alte sisteme informatice electorale care le dețin. După cum am spus, timpul este foarte scurt, timpul este foarte puțin și avem foarte puțin timp să facem acest caiet de sarcini și să implementăm și să testăm, să pilotăm sistemul.
Cred că aici vine și momentul de sistemul de procurări a țării, care nu este cumva mai rigid la elemente mai inovative sau elemente de testare, pentru că acest vot prin internet nu este un sistem sau o politică publică sau un element foarte clasic de gestionarea unui proiect. Aici este vorba despre mai multe lucruri, mai mulți experți, și de asta ne-am dorit să putem să gestionăm mai bine această sumă de bani și să putem să nu trebuiască să ne grăbim ca să reușim să facem mai multe lucruri până la sfârșit de an. Acum, după ce acest proiect de sarcini va fi gata, noi, după cum a spus Victor, în paralel va fi elaborată și dezvoltată și o campanie de comunicare în care vor fi consultați foarte mulți cetățeni și diferiți beneficiari, în care noi vom comunica despre beneficiile, despre inclusiv despre riscurile sistemului de vot, pentru că nu vom vorbi doar despre beneficii, dar și despre riscuri, despre securitatea despre cetățenilor despre care trebuie să vorbim, despre cum ei să gestioneze acest vot și așa mai departe. Și sperăm cu această campanie să ajungem la cât mai mulți cetățeni, pentru că ne dorim niște consultări mai calitative și informare calitativă, nu doar pentru a difa această informare. Și după ce informăm cetățenii, noi în cadrul acestui grup de lucru depunem efort ca să facem acest caiet și să dezvoltăm acest sistem. Deja mingea este pe terenul Parlamentului, în care sperăm să avem un dialog eficient și constructiv cu decidenții din legislativ și să putem să ajungem, inclusiv să vedem care sunt riscurile, viziunile lor, ca să le combatem, pentru că la fel sunt și ei experți în domeniile lor, posibil noi nu vedem unele momente și ne dorim un dialog foarte deschis și să lucrăm împreună pentru ca să digitalizăm în sfârșit procesul de vot din țară. Da, și despre timp, noi ne propunem să terminăm, să finalizăm caietul de sarcini până la sfârșit de an și după asta să începem să dezvoltăm sistemul. Și după cum a spus Mihai, avem foarte puțin timp pentru că trebuie să testăm sistemul, să-l pilotăm și după asta tocmai să-l utilizăm oficial în alegeri și el să aibă FIFA juridic. Totuși ne-a rămas foarte puțin timp de activitate acestui parlament și putem să intrăm într-o zonă cu mai multe neclarități, cu mai multe necunoscute, în care nu ar fi foarte bine să intrăm într-o zonă când la momentul testării și implementării sistemului de vot se schimbă parlamentul și atunci tot procesul de dezbateri, consultări și convingeri despre care am vorbit va fi nevoit să-l reluăm de la început. Cam asta este interacțiunea cu instituțiile. Victor, dacă vrei să adaugi tu la câteva lucruri la această întrebare, da, eu aș mai adăuga un pic de context la ceea ce a spus Dan cu referire și am spus și eu un pic înainte despre acest efort de a aduce mai multe informare despre tot ce înseamnă votul online, nu doar în cercurile politice, ci în societate, în diaspora, peste tot. Pentru că, încă o dată, practica arată că cât mai mult explicăm, cu atât mai puține mituri sunt. Dar vreau să adaug ceva suplimentar. Și asta este anume cu cât mai multe soluții digitale. Care ar fi ele? Și noi în Moldova avem toate elementele necesare pentru acest lucru. Noi avem peste 200 de soluții. Și votul online, de fapt, este o soluție digitală ca și celelalte soluții digitale, care lucrează, de fapt, după aceleași principii. Care noi, iarăși, ne autentificăm digital, semnăm digital, este această interoperabilitate de date securizată. Și într-un unison, dacă doriți, în grupul de lucru, toți membrii grupului de lucru de la toate instituțiile spun absolut clar. Noi suntem pregătiți pentru acest lucru. Noi deja avem infrastructura necesară conexă. Noi avem platformele interoperabilitate. Noi, da, probabil că sunt unele riscuri ipotetice, dar avem instituții care se ocupă de lupta cu aceste riscuri posibile. Deci, chemarea, îndemnul meu, dacă doriți, este începeți să folosiți semnătura digitală cât mai rapid posibil.
Începeți să folosiți aceste servicii digitale care deja sunt la îndemâna noastră tuturor. De exemplu, dacă voi să vă identificați cu semnătura digitală în M-cabinet, o să vedeți o mulțime de informații. Nu încercați de fiecare dată să folosiți un serviciu care este obișnuit, care va ia timp, nervi, bani, stat, ploaie și așa mai departe, dacă el poate fi făcut digital. Și încă o dată, repet, noi avem peste 200 de soluții de genul ăsta. Încă ceva, dacă doriți să fiți parte a acestei transformări digitale și a votului online, gândiți-vă la perspectiva că dacă aveți astăzi un certificat de semnătură digitală, fie ea pe, nu știu, Molsel, Orange, ASP sau Token Stisk, atunci trecerea la MobiSign va fi făcută automat, fără necesitate să vă prezentați la o instituție. Dar noi încă nu am rezolvat problema asta și pentru că ea nu poate fi soluționată automat, identificarea pentru prima dată, dacă nu ai o semnătură digitală în MobiSign, va necesita să mergi la o instituție publică, să te identifici, să iei datele de persoana corespunzătoare, pentru că aceasta, de fapt, este super necesar din perspectiva că dacă dorim să implementăm votul online, sigur, noi trebuie să știm sigur că anume persoana corespunzătoare a votat și nimeni n-a abuzat de ea. Deci, îndemnul meu este, începeți să, dacă nu aveți o semnătură digitală, faceți-vă cât mai curând posibil. Dacă aveți o semnătură digitală și nu folosiți semnătura digitală sau folosiți doar uneori pentru careva proceduri tehnice, nu știu, contabilitate sau dacă sunteți funcționar public pentru a depune acea, nu știu, declarație anuală la ANI, începeți să folosiți soluții digitale. Astăzi, cu cât mai mulți oameni vor folosi soluții digitale care deja sunt funcționale, cu cât mai mulți oameni vor avea semnătură digitală, tot tipul de certificat digital de autentificare, semnătură digitală, cu atât rata și posibilitatea de succes a tot ce înseamnă vot online va fi mai mare. Deci, noi nu trebuie să așteptăm că într-o zi va fi soluția digitală, va fi auditată și vom putea vota. Noi trebuie să începem acest lucru și noi avem multe metode pentru a explica, dar și a folosi soluțiile digitale care deja sunt o realitate în Republica Moldova. Și vreau să vă zic că Republica Moldova se află înaintea multor state pe dezvoltarea soluțiilor digitale. Nu așteptați ziua de mâine pentru a fi parte din acest proces de transformare digitală, inclusiv vot online, pentru că el este, de fapt, inevitabil, doriți dumneavoastră sau nu. Over. Victor, tot la acest subiect, cred că ar fi cazul să explicăm un pic și care ar fi rolul votului prin internet pentru dezvoltarea serviciilor digitale. Pentru că, de fapt, votul prin internet ar trebui văzut ca un element din acest mozaic, dacă dorim, de transformare digitală al țării noastre. Și poate după exemplu Estoniei ne putea explica mai bine cum votul prin internet ar putea impulsiona transformarea digitală, pe care o așteptăm cu toții, despre care se discută foarte mult, care este promovată la nivel guvernamental, la nivel politic în țara noastră. Mihai, doar foarte puțin context. Aici nicio țară, nicio societate digitală nu a început digitalizarea de la votul online, ca să fim absolut siguri de acest element. De ce? Pentru că efectele votului online sunt foarte importante. Deci noi votând online, noi expediem sau trimitem în Parlament, selectăm aleșii noștri sau președintele țării. Deci efectele sunt majore pentru societate. Și desigur, dacă efectele sunt atât de mari, sau consecințele negative ale unui fiasco pe această dimensiune pot fi atât de mari, normal că vor exista voci care întotdeauna se vor opune, inclusiv din dimensiune politică. Vor spune cineva din partidele politice că nu, votul online nu favorizează partidul meu sau favorizează altă formațiune politică, care este un alt mit de fapt, pentru că nicăieri n-a fost demonstrat că votul online favorizează un actor politic sau un candidat politic. E un alt mit într-un fel sau altul. Și în acest considerent, eu repet încă o dată, această dimensiune a votului online trebuie scoasă de pe agenda politică a oricărui partid. De fapt, este o soluție tehnică care rezolvă o problemă sistemică care nu are o altă soluție de metode alternative de vot. Repet încă o dată, pe această dimensiune dintre transformarea digitală a societății, alte servicii digitale și votul online, ele sunt interdependente. Pe de o parte, cu cât mai mulți utilizatori de semnătură digitală și autentificare și cu cât mai mulți oameni vor folosi alte soluții digitale, inclusiv și plăți online, comerț online,
acele nuți, obținerea de documente și cu cât mai mulți oameni le vor folosi și mai mică va fi rezistența din partea sistemului sau birocraților sau, nu știu, funcționarilor publici care nu doresc să schimbe, cu atât mai multă deschidere față de vot online vom avea și viceversa. Așa cum a demonstrat, de fapt, nu știu, plățile online sau cum a demonstrat Dopomoga.md sau UAHelp sau compensații GovMD, cu cât mai multe soluții digitale vor fi folosite, cu atât succesul acestui vot online este mai mare. Și încă o dată spun, dacă cumva la prima etapă votul online va fi un succes, o să vedeți că o să avem o explozie a utilizării soluțiilor digitale per se. Uitați-vă la avocații din Republica Moldova care folosesc o soluție privată de vot a congreselor lor, care de fapt nu mai votează în format de hârtie, pentru că ei de fapt s-au deprins, au văzut că ea funcționează și aceste fobii despre care noi tot vorbim, pe această dimensiune mică, dar foarte importantă după mine, de fapt arată că ceea ce spunem noi întotdeauna, soluțiile digitale sunt foarte sticky, da? De ele, dacă te-ai folosit o singură dată și ți-au economisit o mulțime de timp, resurse, bani, nervi, și au demonstrat că sunt eficiente, întotdeauna vei prefera o soluție digitală versus o soluție pe suport de hârtie. Mersi. Mersi tare mult. Eu reamintesc că puteți adresa întrebări sau comentarii în secțiunea de comentarii la acest live pe care l-am distribuit pe în grupul Adoptă un Vot, paginile privesc.eu și pagina Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. Dar aș dori să ne oprim un pic la un alt aspect și unul poate de interes, poate de destul de important pentru pentru partidele politice, pentru observatorii electorali, pentru cei care cred că cumva securitatea cibernetică ar fi aspectul problematic în toată această ecuație și, de fapt, votul prin internet nu ar fi posibil la ora actuală în Republica Moldova din cauza securității cibernetice și a problemelor cu care se confruntă țara noastră pe această dimensiune. Am văzut recent că mai multe conturi de Telegram a unor demnitari publici au fost parte. Știm foarte bine că infrastructura cibernetică este una destul de vechită. Nu există fonduri suficiente pentru a investi masiv în procurare de echipamente noi, în perfecționarea celor protocoale care există la ora actuală și instrumentelor cibernetice care sunt puse la dispoziția funcționarilor, fie că vorbim de funcționari la nivel local sau la nivel central. Deci, evident, trebuie să recunoaștem că securitatea cibernetică este o problemă de actualitate pentru Republica Moldova, dar este ea o problemă în contextul votului prin internet și cum ne asigurăm că reușim să răspundem la provocările de ordin cibernetic și la aceste riscuri în cazul votului prin internet. Da, mersi Mihai, desigur că securitatea cibernetică este o problemă, este o problemă doar în țara noastră, dar și în poate ce țările din regiune sau în lume, dacă vreți. În primul rând trebuie să înțelegem că asta nu are nimic cu spargerea conturilor demnitarilor sau că a fost parsă pagina de Facebook a cuiva, pentru că securitatea cibernetică personală a unui demnitar care are un canal de Telegram nu este ține fix de el și de tehnologia care este folosită și nu are nimic cu vot electronic sau un sistem de stat. CEC spune că la fiecare alegere practic este supus atacurilor cibernetice și de fiecare dată face față. Despre securitate sau nu, desigur sau nu, aici deja că colegii de la STISC vor putea să se expună mai tare. Ceea ce am încercat noi să facem în grupul de lucru este să minimizăm aceste riscuri. Evident că nu putem să le ducem la zero și în cazul că se va întâmpla ceva rău, sunt prevăzute
situații și scenarii pentru asta, inclusiv dacă se întâmplă ceva rău în plan de securitate, cetățenii vor fi chemați toți să voteze la secție de vot. Aici vor interveni, evident, că instituții ca SIS sau SISC, dar da, și de asemenea alte elemente au fost prevăzute, cum ar fi de la criptarea datelor până la ce fel de sisteme sunt procurate pentru aceste date, până la faptul că datele vor fi, rezultatele votelor vor fi calculate în sisteme diferite, de sisteme informatice diferite și inclusiv voturile vor fi numărate în sistem neconectat la internet, în care face mult mai greu mult mai greu o eventuală penetrare cibernetică. Noi totuși vedem că sunt în lume foarte multe momente când și la casele mari se întâmplă, mult mai mari ca a noastră și mult mai importante, și întrebarea este dacă acolo se sparge de cealaltă noi nu poate să fie. Păi acolo sunt foarte multe atacuri spate și aceste atacuri cibernetice, dar ele nu sunt din extern, dar ele sunt din intern. Adică e clar că sunt persoane din intern care sau nu sunt atente sau fac posibil aceste atacuri și penetrări cibernetice. În cazul nostru, noi am încercat să facem acest share de riscuri între mai multe instituții, să criptăm datele și să încercăm să nu permitem aceste momente să aibă loc. Astfel, totuși este clar că în contextul regional trebuie să investim mai mult în securitatea cibernetică și nu doar a instituțiilor, dar și a țării, a cetățenilor, pentru că dacă cetățenii nu vor folosi corect semnătura electronică, noi putem să ne așteptăm la un risc din exterior, când de fapt oamenii nu au banal această igienă cibernetică. În al doilea rând, de când Estonia a implementat votul electronic, tehnologiile au evoluat foarte mult și permit acum mult mai o securitate și o gestionare mai bună și eficientă a sistemelor informaționale, pentru că Estonia a implementat acest vot în 2005-2006. 2005 ei, prima dată la legile da. Locale. Da, 2005. Și ei până acum folosesc, de fapt, aceeași structură și aceleași sisteme îmbunătățite, dar oricum, pe baza acelei tehnologii. Noi acum avem șansa și avem acest lux să folosim tehnologii mult mai bune și mai sigure, pentru că care au evoluat mult mai tare, care diminuează foarte mult aceste riscuri cibernetice, care totuși persistă. Instituțiile noastre trebuie să avem încredere în ele și ele, de fapt, sunt noi cu toții folosim și de diferite sisteme, de online ale țării, tot lucrează bine și eu sper că aceste instituții vor primi și mai multe finanțare, și mai mult atenție din partea statului, pentru că, de fapt, chiar și scurgile recente au demonstrat că securitatea cibernetică a țării contează. Mersi. Te rog, Victor. Mihai, dacă îmi permiți un pic cu securitatea cibernetică. Uitați-vă că riscuri întotdeauna există, au existat și vor exista. Deci noi trebuie să spunem foarte clar acest lucru. Exact așa cum noi urcăm în avion și există risc că avionul să nu ajungă la destinație. Da? Dar există instituții internaționale, ICAO în cazul corespunzător, care stabilește niște standarde foarte clare. Da? Unu. Și doi, în baza experienței de sute de ani, tot felul de riscuri și tot felul de accidente care s-au întâmplat, noi am învățat lecțiile, omenire la felul, la modul general. Da? Noi oricum urcăm într-un avion, care are avioanele moderne, A380, are câteva milioane de piese, și noi ne ridicăm la 10.000 de metri și zburăm și ajungem la destinație practic fără să avem accidente. Da, uneori se mai întâmplă. Da? Exact același lucru este și aici. Ce nu știm noi și nu spunem este că noi mergând la aeroport, să luăm acel avion cu taxiul, avem de 50 de ori mai multe șanse să ne merim în accident decât în avion. Deci riscuri întotdeauna vor exista, dar dacă există proceduri foarte clare,
foarte atenți vor explica toate elementele, se vor lua în considerare și vom avea instituții care sunt gata să facă față acestor riscuri, aceste riscuri pot fi diminuate până la absolut zero în cazul Estoniei în 17 ani. Da? Deci asta este un important element. Al doilea element care l-a spus Dan și vreau aici să adaug un pic de context, noi așteptăm că cineva ne va asigura 100% că va funcționa fără niciun fel de probleme, ceea ce este, da, noi suntem îndreptățiți la instituțiile statului responsabile, în cazul dat este vorba de STISC și de SIS, să ne asigure securitatea cibernetică, dar totodată acea igienă cibernetică de bază, noi suntem, eu trebuie să spun acest lucru, noi suntem încă foarte departe de a avea o securitate cibernetică care să ne asigură pe noi. Dați vă dau două exemple. Eu săptămâna trecută eram la o masă undeva și alături de mine era o doamnă care avea cel puțin 10 certificate de semnătură digitală, toate așa într-o legătură, care nu îi aparțineau. Deci erau certificate de semnătură digitală ale proprietarilor unor companii și doamna era contabilă. Deci imaginați-vă că de fapt acei oameni au dat și mi-a spus doamna că ea știe un caz când cineva are 75 de semnături digitale care nu aparțin dumneai. Deci acum imaginați-vă că 75 de persoane au dat certificat de semnătură digitală, de fapt dreptul de a semna în numele lor unei persoane terțe. Deci aceasta este de fapt o încălcare flagrantă a tot ce înseamnă securitate cibernetică de bază. Mai mult decât atât. Certificatele aceste tokenuri corespunzătoare sunt eliberate cu un cod de autentificare digitală, de semnătură digitală, de fapt, pe care îl știe toată lumea, nu mă vreau să-l spun aici ca să nu adaug foc pe, sau, nu știu, combustibil pe foc. Și imaginează că am întrebat dacă din acele 10 cât erau în acea legătură, ele cumva cineva le-a schimbat. Nu le-a schimbat. Deci toate ele au același cod, deci oamenii n-au schimbat codul de acces. Și noi după asta oferim certificat de semnătură digitală altor persoane, ne schimbând codurile de acces, noi dorim ca sistemul să fie securizat, desigur că nu va fi securizat. Iar dacă ne referim la același caz despre care ați vorbit dumneavoastră cu Telegram, haideți să ne întrebăm dacă a fost autentificare în doi pași la soluția corespunzătoare, asta prima, pentru că la oricare autentificare nouă de pe o altă, de pe un alt device, soluția îți va cere autentificare cu codul 2. Și haideți să ne întrebăm ce înseamnă Telegram. Telegram înseamnă o soluție care este dezvoltată de către un dezvoltator din Federația Rusă, care vrem noi sau nu vrem, are acele elemente de securitate pe care noi nu vrem să ne conducem. Noi nu vrem să implementăm votul prin internet folosind modalitatea de vot în alegeri locale din regiunea Moscovei, unde s-a votat masiv și care într-un fel nu sunt credibile. Deci noi comparăm două lucruri care nu sunt comparabile prin definiție. Iarăși, fără a explica oamenilor, populației, celor care au aceste fobii, fără a avea acele elemente de securitate cibernetică și igienă cibernetică, este super important acest lucru, noi desigur că o să avem întotdeauna riscuri sporite. Deci noi trebuie să avem protocoale clare de combatere sau de mitigare a riscurilor cibernetice și noi trebuie să avem campanii largi de securitate și igienă cibernetică în rândul întregii populații, dar în mod special în rândul funcționarilor publici. Și mă bucură două inițiative în acest sens. Unu, o inițiativă care este susținută de Uniunea Europeană, care mapează în acest moment toate necesitățile și protocoalele de acțiune pentru securitatea cibernetică la nivel național, și a doua inițiativă majoră, care dezvoltă STISC împreună cu Universitatea Tehnică din Moldova, de a forma acea agenție sau nu știu cum o numesc, universitate sau nu știu, grup sau numiți-l cum doriți, de securitate cibernetică, care de fapt ce înseamnă? Funcționarii publici din acele 2% din bugetele pentru inovare, pentru a învăța lucruri noi, da, sau reprofilare, vor fi învățați ce înseamnă securitate cibernetică, igienă cibernetică, cum se introduce coduri, parole, cum să te asiguri că în spațiul online, acolo ne suntem de dimineață până seara, noi ne comportăm responsabil și aici finalizez cu cât mai mulți cetățeni care se vor comporta online mai securizat vom avea în Republica Moldova, cu atât mai securizat va fi mediul online per se, inclusiv și pentru votul online în Republica Moldova. Este foarte important menționat acest lucru. Să nu dăm doar responsabilitatea pe seama instituțiilor, să ne întrebăm pe noi. Facem noi totul ce este necesar pentru a fi protejați online sau nu? Dacă nu, înseamnă că avem multe semne de întrebare. Mersi!
Mulțumesc mult, Victor. Câteva aspecte importante menționate de tine pentru a înțelege diferența între, între aceste două lucruri diferite despre care vorbim. Și mai mult de atât de a înțelege diferența între un sistem care este dezvoltat sub controlul autorităților publice, sub atenta observație a autorităților publice și utilizarea diferitor aplicații sau instrumente de comunicare de, individual de către persoane fizice, chiar dacă acestea teoretic ar trebui să beneficieze de cel puțin o instruire foarte bună privind utilizarea acestor instrumente, dacă nu chiar de niște protocoale foarte bine structurate despre ce poți face și ce nu poți face atâta timp cât ești într-o funcție publică. Noi continuăm discuția și avem o întrebare legată de faptul sau de situația în care sistemul de vot prin internet ar fi compromis, ce s-ar întâmpla sau care ar fi efectele asupra scrutinului, rezultatelor scrutinului electoral în acest caz. Da, dacă îmi permiteți, Mihai, spate? Da, dacă îmi permiteți. Deci, depinde când va fi descoperită această disfuncționalitate. Dacă va fi descoperită sau cumva enunțată înainte de ziua alegerilor propriu-zise, atunci autoritatea electorală va avea suficient timp în situația cu conceptul care este propus spre analiză în Parlament și Guvern. Probabil este vorba de 3-4 zile. Se va vota online luni, marți, miercuri, spre exemplu. Joi, vineri, sâmbătă vor fi zile în care nu va fi posibilă votarea. Și sistemele vor fi probabil auditate în acel moment, în acele zile, și dacă se va vedea că există o breșă, este foarte ușor de controlat din punct de vedere a algoritmilor matematici, dacă există breșă, dacă cumva opțiunea de vot a fost compromisă sau nu, atunci autoritatea și instituțiile responsabile, mă refer la STISC, SIS și așa mai departe, sau vor avea suficient timp să remedieze problema, sau vor avea suficient timp să cheme votanții să vină în secțiile de vot. Deci asta este răspunsul direct la întrebarea dumneavoastră. Încă o dată repet, votul prin internet, prin definiție, conform conceptul, va fi un vot în avans și între această perioadă și ziua alegerilor va fi o pauză în care aceste riscuri de securitate vor fi ținute sub control. Deci avem o plasă de siguranță de lucrul ăsta, trebuie să țină cont absolut toți cei care intenționează să voteze online, dar încă au anumite temeri că votul ar putea fi compromis. Da, categoric. Mersi tare mult, Victor. Eu cred că ar fi important să menționăm și câteva aspecte legate de care este rolul nostru și care ar trebui să fie rolul și altor grupuri de cetățeni eventual care ar dori să se implice sau să-și aducă aportul la promovarea votului prin internet, la acțiuni de advocacy pentru susținerea votului prin internet și cât de importante sunt aceste eforturi pentru a pune, în primul rând, subiectul pe agenda publică, dar și a convinge cât mai multă lume, fie că vorbim de partide politice, fie că vorbim de unii actori din rândul autorităților, fie că vorbim de mass media, de exemplu, despre rolul și importanța votului prin internet. Și aici cred că ar fi util să punctăm ce am putea noi face, de ce instrumente dispunem noi pentru ca, unul, să popularizăm acest subiect, doi, să încercăm să punem mai multe presiune pe acei actori care până la urmă au toate instrumentele la îndemână pentru
a vota implementarea votului prin internet în Republica Moldova și cum am putea ajunge la ei și cum i-am putea convinge despre utilitatea și importanța acestui subiect. Dan, poate vrei să începi tu, te rog. Da, evident că în primul rând ca cetățenii să fie interesați de asta trebuie să îi informăm, inclusiv să facem cu ei, să consultăm dacă ei vor vota sau nu, inclusiv să dăm chiar și în cadrul unor sondaje sau chestionare, dacă care sunt temerile lor principale, ca să știm unde să ce are din aceste temeri să putem să acoperim mai bine, pentru că poate noi credem că ei suntem că votul va fi compromis de cineva din extern, dar de fapt toți suntem că telefonul lor mobil va fi compromis. Noi asta nu avem cum să știm aceste temeri care sunt principale. În al doilea rând, avem diferite beneficiari care pot fi implicați la diferite niveli. Diaspora trebuie implicată și poate să vină aici cu foarte multe informații care să ajute să știm mai bine cum să implementăm acest sistem. Pe altă parte, avem cred, foarte mulți experți care inclusiv pot să puteau până acum, de fapt, să participe la tenderul care era făcut de CEC pentru procurare de servicii, de consultanță pentru acest sistem de vot. Și evident că cetățenii trebuie să înceapă să folosească sistemele digitale. Pentru că, de fapt, noi când vorbim că o țară nu este gata sau cum mulți spun că ideea este bună, dar we are not there yet, adică noi nu suntem încă aici. Noi nu se are în vedere că noi nu suntem aici din punct de vedere a securității sau nu suntem aici din punct de vedere a digitalizării. Noi nu suntem aici pentru că cetățenii nu folosesc sistemele digitale. Și aici ei ar trebui să înceapă să le folosească și să aibă credere în ele și să ajungem la ei mai mult. Agenția de Guvernare Electronică, de fapt, are acum foarte multe proiecte și inițiative, inclusiv aceste centre unificate ale serviciilor publice din diferite raioane în care instruiesc funcționarii. Și, desigur, dacă noi vrem ca cetățenii să le folosească, funcționarii trebuie să le folosească. Și asta e și o întrebare de leadership, pentru că țările care sunt mai învățate ca noi, chiar și Ucraina, în care țara este mai învățată decât noi, acolo aceasta este promovat foarte de sus, la nivel de leadership, la nivel de președinte, la nivel de vicepremier, care promovează foarte mult aceste sisteme, la fel și în Estonia și în alte țări baltice. Deci avem pe parte cetățenii, de la care nu putem să ne așteptăm foarte mult, pentru că trebuie funcționarii instruiți. Și cu asta, de fapt, acum își ocupă agenția. Trebuie să pornim de la sisteme digitale în primării, sisteme digitale în instituții de stat, astfel că să nu vină acest vot electronic din nicăieri, că un cetățean care nu folosește, care nu achită facturile online, nu intră pe pagina primăriei ca să vadă ce evenimente sunt acolo sau cum se interacționează cu serviciile ei, nu va utiliza din pod acest serviciu. Noi avem nevoie să creăm acest barier de mijloc cumva pentru el, că el să înceapă să folosească, de exemplu, serviciile unei primării, să vadă că poți să petiționezi online, că poți să solicite online informații, că poți să te adresezi la primărie, că poți să faci să organizezi, să completezi formulare online pentru a organiza diferite evenimente sau întruniri. Și astfel, după ce acest treptat, această încredere a omului, a cetățeanului va fi în aceste sisteme digitale, evident că votul electronic pentru el nu va fi discutat la nivel de să folosesc sau nu, cât de periculos este, dar va deveni pur și simplu încă un sistem de viața noastră de zi cu zi, care noi îl folosim și nu ne gândim foarte mult la cât și cum el funcționează, dar avem încredere pentru că l-am testat
știm că el lucrează bine. Mersi. Mersi mult, Anna. Victor, te rog, aceeași întrebare. Da, Mihai, mersi mult. Eu în continuare la ce a spus Dan, eu nu cred că noi trebuie să găsim soluții magice sau să le căutăm acum. Soluțiile sunt la suprafață. Dan a numit câteva din ele, doar vă continua prin această voință politică, nu doar voință politică, prin declarații. Da? De exemplu, aș vrea să văd un minister în care ministrul, secretarii de stat și șefii departamentelor nu mai folosesc documente semnate holografic cu mână. Slavă Domnului, din 2014 noi avem legea corespunzătoare care echivalează documentul electronic cu documentul semnat holografic și semnătura digitală cu cea holografică. Deci noi avem toată această gamă necesară pentru acest lucru și este nevoie de o voință care, de fapt, poate fi implementată foarte rapid. Dacă un ministru, secretar de stat, șefii de departament vor semna, vor schimba documente doar digitale, noi nu avem un asemenea minister în acest moment, atunci probabil că da, va exista un fel de presiune, un fel de rezistență, dar treptat o să vedeți că lucrurile se vor schimba. Mergem mai departe, dacă noi ajungem în municipalități, ceea ce a spus Dan, din 898 de primării în Republica Moldova, noi nu avem nicio primărie care folosește doar semnătura digitală. Da, avem niște cazuri răzlețe, însă aceste insule decizionale, dacă doriți, pe unele dintre elemente, nici de cum nu se încheagă într-un arhipelag sau într-un continent întreg. Mai mult decât atât, din 898 de primării, doar o singură primărie, cea din Cahul, are un viceprimar responsabil pentru transformare digitală. Gândiți-vă la perspectiva corespunzătoare. Deci noi avem a treia problemă care înseamnă această diviziune digitală, dacă doriți, dintre oraș și dintre sat, ceea ce este o diviziune majoră și problema este că această diviziune crește în fiecare zi și vă lămuresc de ce, explic de ce, pentru că cei care într-un fel sau altul beneficiază de servicii, continuă să folosească servicii digitale și, ce este super important, solicită noi servicii. Cine sunt acești oameni? Sunt oamenii tineri, sunt oamenii care fac operațiuni bancare, sunt antreprenorii, sunt cei care se află în Chișinău și așa mai departe. Și pe de altă parte, noi avem a doua parte a societății care, practic, în multe din dimensiuni, majoritatea dintre ele, sunt excluse din această ecuație. Deci noi trebuie cât mai rapid să atragem atenția la acest aspect super important. De altfel, noi o să avem de fapt două categorii de cetățeni în Republica Moldova. Chiar dacă noi o să avem soluții digitale, soluții tehnologice, noi o să avem o parte a societății care practic o să fie exclusă din această ecuație. Și aici vine elementul foarte important din perspectiva votului online și aici finalizez. Este că votul online va fi probabil cel mai utilizat și acolo unde este problema cea mai mare este în diaspora. Da, noi avem câteva semnături digitale pentru că ne-am făcut un studiu, Mihai cunoaște bine, și noi nu putem să știm câte semnături digitale sunt în diaspora pentru că, de fapt, cei care aplică din diaspora nu trebuie să specifice că sunt în diaspora, dar noi presupunem că numărul lor este foarte mic. Nivelul de penetrare a soluțiilor digitale în Republica Moldova de către membrii diaspora este foarte mic. Foarte mic. Sunt unele inițiative de a obține semnătură digitală în diaspora. Este M-Delivery care acum poți să iei pașaportul în diaspora. Se testează, dacă nu greșesc, în 17 misiuni diplomatice această modalitate de autentificare pentru servicii consulari. Eu tare sper că această aplicație va fi făcută sau va permite cu semnătura digitală. Și ceea ce a spus de fapt Dan, să ne deprindem să folosim servicii digitale în fiecare zi, tot tipul de servicii, pentru că ele de fapt folosesc exact aceleași principii, inclusiv semnătura digitală, pentru că atunci când va fi gata soluția digitală de vot online, aceasta să nu fie ca o, știți, ca o rachetă cosmică neînțeleasă de nimeni și noi vom, într-un fel, vom dori lumea să voteze masiv. Nu va vota masiv dacă nu vor avea suficientă încredere și deprinde și această soluție nu va fi una intuitivă, ușoară, înțeleasă și explicată tuturor. Da, și doar ca să adaug ce a spus Victor, nu, e important să nu creăm această rezonanță când noi pe parte cerem oamenilor să voteze online și prin internet și pe altă parte este legea care de fapt spune că ștampila nu mai este obligatorie și omul oricum trebuie să meargă și de la el să cere ștampila. Adică noi putem să fim un scenariu în care omul dimineață se duce și vrea să intereseze cu instituție publică și de la el să cere oricum ștampila.
pentru PPP pe un document care de fapt nu e nevoie și după asta, pe de altă parte, el primește informație că votează online, că este sigur și hai să pornim digitalizarea. Și în doilea rând, oamenii trebuie să creștem inclusiv interesul lor în procesele democratice și electorale, pentru că dacă doar vom povesti, dacă doar îi vom chema să voteze pe internet, asta nu va schimba mult. Omul trebuie să vrea să voteze, omul trebuie să vrea să participe la viața, activ la viața politică țării. Eu dacă aș fi undeva într-o țară în care nu am acces la secții de votare, eu mai degrabă aș merge la acest, să-i spunem, risc și să votez prin internet și să fiu cetățean activ și să particip la alegeri și la procesul democratic, chiar și cu riscul că în caz de ceva votul meu va fi anulat, în caz că va fi sistemul compromis. Și eu voi, oricum, voi vota online, chiar și cu acest risc, decât să nu fie acest sistem implementat și eu doar să fiu un cetățean de votare pasiv și să nu sunt interesat de viața politică de aici. De acord cu cele menționate către voi și cu siguranță sunt multe lucruri de făcut și evident cred că mai avem multe lucruri la capitolul utilizării acestor instrumente digitale de către cetățenii de rând, dar mai degrabă de către funcționarii care cunosc despre existența acestora. Aici nu există dubii, dar care încă mai au o reținere de a le utiliza și poate atunci când aceste instrumente vor fi utilizate la scară largă, în primul rând de către cei care trebuie să lucreze în beneficiu cetățeanului, vom cunoaște și o popularizare mai rapidă acestor servicii digitale în jurul publicului larg din țara noastră. Trebuie să recunoaștem că avem niște rezultate, deci nu pornim de la zero, stăm destul de bine la capitolul transformării digitale în Republica Moldova și aici Victor știe și cunoaște mai bine cât de bine stăm în comparație cu alte țări, dar până a ajunge și până a aduce acest mesaj la cetățeni, trebuie să reușim să ne facem temele pentru acasă. Noi trebuie să menționăm faptul că am încercat să popularizăm acest subiect în parteneriat cu instituții media din țara noastră și încercăm să păstrăm acest subiect pe agenda. Interesul din partea mass media în Republica Moldova pe acest subiect este unul destul de ridicat și ne bucură lucrul ăsta și tare sper ca până la următoarele alegeri care vor avea loc în aproape 2 ani de zile vom reuși să păstrăm subiectul pe agenda, pentru că lucrul ăsta este cel mai important și din păcate, la noi, între scrutinile electorale, despre votul prin internet se vorbește prea puțin, iar când ajungem în pragul acestor scrutine, spiritele se inflamează pe bună dreptate pentru a sublinia, de fapt, lucrurile care nu au fost făcute la timp. Sperăm ca de data aceasta să avem o situație un pic diferită. Vreau să vă mulțumesc vouă pentru participare la această discuție, pentru răspunsurile pe care le-am oferit celor care ne-au urmărit și vreau să menționez la final faptul că noi vom continua aceste eforturi de informare, de comunicare, iar în luna ianuarie ne propunem să organizăm un alt eveniment, de data aceasta pe subiectul procesului de testare a votului prin internet și acelui grup de lucru care la ora actuală lucrează pentru elaborarea caietului de sarcini și pentru dezvoltarea soluției tehnice. Iar alături de noi, în cadrul acelui eveniment, vor fi și autoritățile
instituțiile responsabile care vor putea să explice mai pe larg toate aceste aspecte. În seara asta ne-am propus să încercăm cumva să explicăm pe înțelesul tuturor câteva lucruri fundamentale, ca mai apoi să continuăm aceste eforturi împreună cu autoritățile din țara noastră. Mulțumesc încă o dată, Victor, mulțumesc, Dan, și mulțumesc colegilor la Privesc.eu care mi-au asigurat suportul tehnic pentru acest eveniment. Rămâneți alături de noi și vă doresc tuturor o seară bună. Seară frumoasă tuturor! La revedere! Seară bună, mersi!